După ce instituția prefectului Argeș a cerut în instanță anularea autorizației de construire pentru lucrările de pe Bulevardul Pardon, primarul Elena Lasconi a postat pe pagina de socializare mai multe mesaje prin care acuza această manevră a prefectului. Astăzi, edilul Câmpul Lungean a comentat pentru Mușcel TV situația de fapt și care este planul pentru viitor. În momentul de față, această informație este pe Facebook. În momentul de față, eu nu am primit o hârtie oficială, un mail, nu a venit un porumbel călător cu o informație de la prefectură, de la tribunal, de undeva, prin care să mi se arate că într-adevăr s-a depus această cerere de către prefectură. Dar am văzut și la dumneavoastră că prefectura a intrat în direct și a zis că a depus. Nu știu ce scrie în ea, habar nu am. Doar pe Facebook s-a vehiculat, pentru că tocmai de asta zic că nu am primit nimic oficial. Doar pe Facebook s-a vehiculat că trebuie oprite lucrările pe bulevard, ceea ce a înfuriat îngrozitor lumea. Normal că și eu sunt supărată, sper să nu se întâmple asta, sper să se judece. Asta se întâmplă în momentul în care lucrurile nu sunt în ordine și nu au fost în ordine, dar ce vreau eu să vă spun acum este că deși această autorizație de construcție avea niște semne de întrebare și niște acte lipsă, eu am făcut toate acele documente, deci tot ce ar fi trebuit să facă primarul de dinainte, am făcut după ce era emisă această autorizație, iar primarul nu el decide dacă o autorizație este legală sau nu. Asta o face o instanță de judecată, dar eu, pentru că știam că avem nevoie de diagnostic arheologic, de ridicările topo, de multe lucruri care au lipsit de acolo, am fost în această situație. Cu asta m-am ocupat în toată această perioadă să fac curățenie, mai ales în proiectele pe care le-am preluat. În toate proiectele noi nu am avut nicio problemă, pentru că am respectat litera legii. În toate proiectele vechi a fost îngrozitor și, după cum bine știți, e mult mai greu să repari o casă veche decât să-ți construiești una nouă. De la primarul Lasconi am mai aflat că în cazul în care primăria va fi implicată într-un proces din partea prefecturii și primăria Câmpul Lung va fi nevoită să-l dea în judecată pe fostul primar. Sunt pusă și în situația, vă spun sincer, neplăcută, pentru că niciodată în viața mea eu nu mi-am dorit să fac rău nimănui, dar dacă se va judeca, dacă deja prefectul a făcut acest lucru, mă tem că suntem și noi nevoiți să-l dăm în judecată pe fostul primar pentru abuz în serviciu. Ceea ce, nu știu, e foarte neplăcut, credeți-mă. Eu, sincer, nu-mi doresc să fac lucrul ăsta, dar trebuie să vedem ce spune și legea. Și am convingerea că acest proces îl vom câștiga, dacă, bineînțeles, justiția e corectă, și eu cred că este corectă, în proporție de 99,9%. Adică, mi este foarte clar. ISC a verificat documentația în urma petiției, pe care știți dumneavoastră cine a depus-o, nu mai vreau nici măcar să rostesc numele, deci a verificat autorizația la data emiterii și nu la momentul în care a venit în teren. Pentru că dacă venea la momentul în care a venit în teren, toate documentele erau acolo. Doamna a înțeles că noi suntem de bună credință, că a văzut că ne-am mișcat. Deci noi aveam, practic, toate documentele în vederea schimbării autorizației, doar că a venit, s-a dus la ISC. Eu am avut o discuție cu domnul prefect și l-a rugat doar să ne informeze în momentul în care primește hârtie de la ISC și să ne informeze dacă ne va da judecată, știind că are la dispoziție 6 luni să facă lucrul acesta, spunându-i de asemenea că noi mai avem puține luni, mai avem 2 luni de lucru la bulevard, și domnia sa a accelerat și nu m-a sunat. Nu mi s-a părut o relație fair play, pentru că eu nu i-am cerut să facă nimic ilegal. Eu cred că funcționarii, prefecții, miniștrii, parlamentarii sunt în slujba cetățenilor. Și eu nu m-am dus acolo ca să-mi facă un favor mie, eu m-am dus pentru Câmpul Lungeni și pentru Câmpul Lung, iar bulevardul ăsta este foarte important pentru noi. Asta nu a înțeles. Eu cred că a fost, din punctul meu de vedere, o mișcare foarte slabă din punct de vedere politic și nu se așteptau. Nu se așteptau ca oamenii să reacționeze în felul acesta și, sincer, nici eu nu m-am așteptat, pentru că de foarte multe ori m-am simțit singură în această nebunie, dar am văzut reacția oamenilor și vreau să le mulțumesc pentru asta, pentru că nu m-am simțit singură în lupta asta.
Și mă bucur și sunt mândră că sunt primarul Câmpul Lungului. Deocamdată lucrările se desfășoară în ritmul normal pe Bulevardul Pardon până când autoritățile abilitate vor solicita primăriei stoparea acestora.